că am fost două zile la rând, aș vrea să-l aplaud eu pe Andrew Page. Și acum să vă întreb, de ce crezi că v-am aplaudat? S-ar putea să am o șansă la pensie. Dacă nu pleacă din țară. Iar să ne întoarcem la speech. Da? Cum am spus, eram puțin sceptic când am creat acest lucru. Și am încercat prima dată, am zis, ok, sunt puternic, sunt trainer, știu cum să vorbesc cu public. Chiar n-am nicio problemă, așa că o să fac un speech, se dobor pe toți, știu foarte multe chestii tehnice, o să găsesc un subiect foarte tare despre care să vorbesc. Am căutat după prima ședință și am găsit. A doua ședință am aflat că trebuie să repet speech-ul. Am început să scriu speech-ul, mi-am adunat tot ce era prin casă la care puteam vorbea, un ficus de cactus. Și am început să le spun. Tribologie. Știe cineva ce e tribologie? Să știți că ficuși au reacționat mai bine decât dumneavoastră. Și atunci am zis, ok, ceva e greșit. Tot am parcurs acest curs și am ajuns la un moment dat să-mi dau seama că ca să vorbești, trebuie să dăruiești. Și am zis, ok, trebuie să vorbești despre emoții. Despre ceva tău personal sau ceva ce se întâmplă ție. Și atunci am zis, ok, stai să mă caut prin buzunare. Și m-am căutat. Și am găsit un bilet primit la un curs în care scria dragoste. Nu mai știu exact de ce l-am primit, dar cred că a avut un scop, da? Și atunci am zis, ok, hai să vedem ce fac cu el. N-am făcut nimic. Până în ultima vacanță, la ultima petrecere, care de fapt era o nuntă. Era o nuntă a unui prieten de-a meu. Da? Era o nuntă foarte bine organizată, da? Era o nuntă la care toată lumea era fericită, și el, și soția. Și nunta, cel puțin, era în fiecare detaliu foarte bine făcută. De ce? Pentru că o făcea a treia oară. După orele în care a început nunta, toată lumea s-a bucurat, a dispărut această rugăciune spre seara, am văzut pe prietenul meu supărat că vine spre mine. Eram un doi îmbrăcat frumos și ajunge la mine și spune, Dan, da, cred că am greșit. Păi, a treia oară, tu te-ai ales, a treia oară, ai avut, nu cred că o mai iubesc. Și atunci am zis, ok, de aici trebuie să învăț ceva și eu. A treia oară omul a făcut ceva. Înseamnă că căsătoria, de fapt, nu este încununarea dragostei. Și acum vreau să vă întreb, de ce ne căsătorim atunci? Știe cineva? Unii oameni sunt practici pentru bani, altceva tot pentru sex, alții sunt optimiști, alții... Nu, era pentru mine. Eu vă întreb, de ce vă căsătoriți? De ce v-ați căsătorit atunci? De nevoi speciale, de curiozitate. Deci nimeni nu din dragoste. Sau nimeni ca să continue dragostea, da? Cum? Un cuplu aici din dragoste. Din dragoste. Sunteți la început. Și atunci, bine am înțeles, ok, nu seamănă, am căutat pe Wikipedia și acolo dragostea spune că este o comuniune economică și sexuală. Și așa chiar scrie. E o comuniune în care doi membri, nu tot timpul, de același sex, nu tot timpul, de obicei este sex diferit, da? Își împart bunurile, veniturile într-o căsătorie. Ok. Și atunci, de ce ne mai îndrăgostim? Nu se știe. O să mai pun întrebarea asta după ce o să vă povestesc cum am întâlnit eu. Cu conceptul, nu cu dragostea. La 16 ani... Nu, la 14. La 14 ani mi-am dat seama că trebuie să fiu cel mai
plecuțe de la scara blocului meu. Și m-am hotărât. Mă îndrăgostesc. De ce? Pentru că macaraua o descoperise alții, iar alții își implementase. Deci niciun caz macaraua. Deci mă îndrăgostesc. Și atunci am început să caut. Am învățat, am citit filme. Am văzut filme. Așa. Și mi-a dat seama la un moment dat că totul se termină rău după Marele Iubire. Și după două câteva personaje, Romeo și Julieta, Tristan și Isolda, Marc Antoniu și Cleopatra. Deci nu se termină rău. Atunci mi-am dat seama că aveam nevoie de un mentor care să-mi arate ce-i dragostea. La 14 ani, cu toții stăm într-un bootcamp. Avem doi mentori, mama, tata, de care nu scapi. Sigur, apărăm la mine că aveam o metodă curioasă. Și nu depuneam nici un efort. Toate metodele erau să mă fugurească prin cap, prin cap să mă bată de ceva. De ceva metodă ta. Iar efortul lor nu era foarte mare și vă spun de ce. Stăteam într-o locuință mică. Și atunci am întrebat, ok, hai... Știți cum, la 14 ani, dragostea îți dă aripi. Iar ca să vă dați seama, m-am dus la mama și am întrebat-o. Mama, știi ce e dragostea? La care mama a zis, te rog frumos, să-ți bagi mințele în cap. Să faci un efort, să nu te îndrăgostești, că ai treaptă și nu vreau să o faci de rușine. Eu am făcut toate eforturile să mă îndrăgostesc după aia. Așa, și am zis, ok, nu e locul potrivit și m-am dus în altă parte. Am ajuns la străbunicul meu, care era un foarte bun mentor. Și să spun de ce era un foarte bun mentor. Era cea mai dulce persoană. Avea tot timpul la el zahăr cubic. Și eram foarte fericit pe chestia asta, că avea zahăr cubic. Și atunci m-am dus la el și l-am întrebat, bunicule, străbunicule, cum e cu dragostea? La care el s-a uitat la mine și a zis, bă, ne poate. Hai să întreb ceva. L-a chemat pe Azor câinele și începea să-l mângâie. Îl mângâia. Nu știu cum e cu dragostea. Dar pot să zic cam cum e dragostea. Păi cum te vezi? Când te îndrăgostești, mângâi persoana respectivă toată. Da? Nu te oprești la anumite lucruri. Vă dați seama, eu la 16 ani lucrurile alea mi-a interesat, nu mă interesat acum să mă mângâi toată persoana, da? Și atunci am zis, ok, asta am înțeles. De fapt, am înțeles tehnica, dar până am întrebat altceva, când văd că totul știe și îmi răspunde. Deci era un mentor care avea pentru mine niște răspunsuri. Cât durează dragostea? La care a luat un zahăr cubic. Știți ce un zahăr cubic? O chestie albă, bine definită, dulce și mi-a zis, iau. Și spune că durează. Eu am luat-o, amestecat-o și mi-a zis, cât a durat? Păi, nu știu, n-am avut ceas, dar mai vreau una. Tocmai asta e cu dragostea. Nu știu niciodată ce e, cât durează, ce gustare, cum e. Fiecare zi o căutăm și ne gândim tot timpul cum e cu dragostea, da? Și s-ar putea o dată să ni se poară, sau cel pentru mine și l-am fost, că dragostea e ca o muzică de Puccini, când auzi așa în surdină, că cântă o muzică de Puccini, da? Tosca, Poema, da? Madame Butterfly. Și se aude așa o muzică. Și singura mea rugăminte este ca la un moment dat să nu mai căutați ce e dragostea. Și să vă îndrăgostiți, pentru că din propria experiență al dracului de bine să fii îndrăgostit, da? Și s-ar putea uneori, când mergeți la un moment dat, într-un timp anume, s-a auzit o melodie și mai dată să apară a doua melodie. Uga, 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 șaca, uga, 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 șaca.